E timpul de cuvânt. Acum ne întoarcem la cartea Faptele Apostolului, capitolul 4, în această dimineață, de la la 31. Cu ceva timp în urmă, mi-am gândit că m-am plecat în bucătărie, m-am plecat să ridic un pahar care se spărsese. Și fără să-mi dau seama, un ciob foarte ascuțit, pe care nu l-am observat, mi-a intrat în mână destul de adânc. L-am scos evident imediat, m-am pansat și în câteva zile, aparent, am fost vindecat am uitat complet de acest episod, peste câteva luni am simțit exact în același loc o durere. Și peste câteva zile am putut să văd cum a ieșit de sub piele o bucățică din sticla care fusese spartă. Și a fost uimit de puterea organismului de a îndepărta orice este străin. În această zi o să stăm față în față cu o invazie a cerului care a coborât pe pământ și pământul face tot ce stă în putere să elimine tot ceea ce este străin. Și noi oamenii îl eliminăm pe Isus Hristos. În această dimineață ne vom uita cum biserica crește după ziua cinzecimii Dumnezeu toarnă Duhul Sfânt și biserica se răspândește și împărăția crește, asemenea unei pietre care cade într un lac și face acele cercuri la fel se extinde împărăția. Și în această dimineață vom întâlni primul val al opoziției. E foarte interesant acest model în Cartea Faptele Apostolului. Înainte ca biserica să se să, 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 să înainteze spre noi teritorii, urmează o opoziție atât de puternică încât are capacitatea să distrugă biserica care este încă într-o fază incipientă. Nimic nu este urât mai mult de oameni decât mesajul exclusiv că doar Isus este Mântuitorul. Doar Isus este calea spre Dumnezeu. Și în această zi, acest mesaj exclusiv pe care noi îl avem este eliminat, se încearcă a fi eliminat, de către fenomenul religios din Ierusalim. Dar această carte, Faptele Apostolilor, poate foarte ușor fi numită cartea celor două cetăți de la Ierusalim la Roma. Pentru că Biserica lui Hristos cunoaște această putere când se coboară Duhul peste ei și vor fi marturi. Unde? În Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la margine lumii. Dumnezeu vrea să mute capitala împărăției de la Ierusalim la Roma. De ce? Pentru că de acolo este mai multă influență. Și lait motivul cărții este, în ciuda împotrivirilor, cuvântul se răspundea fără nicio piedică. După ce iudeii încearcă să oprească biserica încă din fașă, biserica crește și cartea aceasta se încheie cu versetul care conține că apostolul Pavel a fost închis, însă cuvântul lui Dumnezeu se răspundea fără nicio piedică. Ceea ce părea mic nesemnificativ, o mână de oameni needucați, neinstruiți la curțile rabinilor, devine o forță. Și în ultima carte a Bibliei, întâlnim o mulțime care nu se poate număra. De orice limbă, de orice neam care se închină lui Isus Hristos, este biserica Mierului. Haideți să citim cuvântul Fapte 4, începând cu versetul 1. În capitolul 3 am întâlnit un fenomen extraordinar, o minune. Cei doi apostoli lui Hristos, Petru și Ioan, se duc la templu și acolo îl întâlnesc pe acel olog din naștere care de peste 40 de ani stătea să ceară milă. Și pentru că au făcut un bine, acum urmează răsplata. Versetul 1. Pe când vorbeau ei poporului, au venit peste ei preoții, capitanul gărzii templului și saducheii, furioși că învățau poporul, și vesteau învierea din morți în Isus. Au pus mâna pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi, că se înserase. Însă, mulți dintre cei ce au auzit cuvântul au crezut, iar numărul bărbaților, cât dincioși, s-a ridicat la aproape 5.000. A doua zi, mai marii poporului, bătrânii și cărturarii s-au adunat la Ierusalim împreună cu marele preot Ana cu Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei din neamul marilor preoți. L-au pus pe Petru și Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat, cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis, mai mari ai poporului și bărbați ai lui Israel, fiindcă suntem cercetați astăzi pentru o binefacere făcută unui om bolnav, prin cine a fost el vindecat, să știți voi și întregul popor al lui Israel, omul acesta se înfățișează înaintea voastră sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care Trebuie să fim mântuiți. Văzând ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, și dându-și seama că erau neînvățați, și de rând s-au mirat și au înțeles că fuseseră cu Isus. Dar fiindcă îl vedeau stând în picioare lângă ei pe omul care fusese vindecat, n-a putut zice nimic împotrivă. Le-a porucit să iasă din Sinedriu și s-au sfătuit între ei zicând: Ce să le facem acestor oameni? căci toți locuitorii Ierusalimului știu că prin ei s-a făcut o minune vădită și nu o putem tăgădui. Dar ca să nu se răspădească și mai mult vestea în popor, să-i amenințăm să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. După ce i-au chemat, le-au porucit să nu mai vorbească și să nu mai învețe cu niciun chip în numele lui Isus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis, judecați voi, dacă este drept înaintea lui Dumnezeu, să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece neștiind cum să-i pedepsească din cauza poporului, fiindcă toți îl slăveau pe Dumnezeu pentru cele petrecute. Când omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea, căci omul avea peste 40 de ani. După ce li s-a dat drumul, ei au venit la ai lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții de seamă și bătrânii. Când au auzit ei lucrul acesta și au ridicat într-un glas cugetul către Dumnezeu și au zis Stăpâne Doamne, Tu care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru, David, robul tău, de ce se în neamurile și popoarele au făcut planuri de șarte? Împărații pământului s-au ridicat, domnitorii s-au adunat la oaltă împotriva Domnului și împotriva unsului său. Într-adevăr, împotriva robului tău, celui Sfânt Iisus, pe care l-ai uns, s-au adunat în cetatea aceasta Irod și Ponțiu Pilat, împreună cu neamurile și mulțimile lui Israel, ca să facă ceea ce mâna ta și sfatul tău hotărâsiră mai înainte. Și acum, Doamne, uite de la amenințările lor Dă-le putere robilor tăi să vestească cuvântul cu toată îndrăzneala și întindeți mâna ca să se facă vindecări, semne și minuni prin numele robului tău, celui Sfânt Isus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăsneala. Amin. Dovada că trăim într-o lume coruptă, într-o lume rea, este faptul că imediat ce avem o persoană, o biserică, un individ care face binele, acea persoană, acea biserică, acea entitate, încearcă să fie eliminată. Asemenea bucății de sticlă din mâna mea. Trăim într-o lume care este sub stăpânirea, sub influența celui rău. I s-a dat lui celui mare să facă balaurul, să facă război cu sfinții și să-i biruiască pe unii. Suntem acest conflict. Împărăția lui Hristos este într-un conflict puternic cu sistemul acestei lumi. Și cel care a dat tonul acestui conflict, dacă vreți, este chiar Isus prin viața lui. La puțin timp după începerea misiunii pe Pământ, el a fost judecat, condamnat, pentru că a făcut un lucru extraordinar de rău. A vindecat un om cu mâna uscată. Cum se poate să faci un bine? Cum se poate ca, pe lângă faptul că vindeci un om, să vii cu a predica despre împărăția lui Hristos? Lumea se opune cu tot ce poate mesajului Salvator. Haideți să urmărim acest text amplu în patru secvențe. Avem arestul mai întâi, apoi procesul, apoi rugăciunea Bisericii și, în cele din urmă, un singur verset, impactul acestei întâmplări. Primele patru versete. De ce au fost arestați acești oameni? În primul rând pentru că au tulburat liniștea. Gardianul gărzii, capitanul gărzii de la templu, se pare că și aici este o revoltă a copiilor împotriva căldurii, un gardian să intervine pentru că liniștea publică este sub asediu. Capitanul gărzii avea ca principală misiune să protejeze liniștea. La templu, acolo unde erau mulți oameni, trebuia să fie liniște. Și atunci când erau mulțimi mari de oameni, Capitanul trebuia să împartă acea mare mulțime în fragmente de mulțime, astfel încât să poată fi administrată acea revoltă. Cu atât mai mult cu cât la în acea întâlnire sunt galileeni, care aveau numele că erau cei mai rebeli oameni. Galileeni aveau o gură mare, erau neciopliți și îi cunoșteai după modul în care vorbeau și se îmbrăcau. Erau oameni neinstruiți și astăzi avem o mulțime în care erau foarte mulți astfel de galileeni. Dar biserica în primul rând este chemată să oprească o liniște muribundă. Biserica trebuie să fie glasul care să răscoale o liniște care duce spre moarte. Creștine poartă această etichetă că sunt oameni care strică ordinea lucrurilor fără Hristos. În faptele apostolilor, această vină o întâlnim asociată bisericii în multe circunstanțe. Au răsturnat ordinea, au făcut în Efes ca economia să cadă. De ce? Pentru că puterea Evangheliei este mai mare decât aparenta liniște care ne conduce cu toții, pe toți spre moarte. În al doilea rând, au fost arestați pentru că au subminat autoritatea preoților cei care dădeau învățătură erau preoții. Erau cei care au fost instruiți, care știau ce să spună, ce să nu spună, cum să facă astfel încât mesajul care trebuie să ajungă la popor. Și iată pe Petru și pe Ioan dând învățătură. Și ei nu erau preoți, nu erau rabini, nici într-o familie aleasă, erau nerecunoscuți, nu aveau certificat de învățători. Și preoții simt această amenințare și alături de ceilalți fac parte din ceata care îi va condamna. În al treilea rând și grupul cel mai rezistent aici este cel al saducheilor pentru că ucenicii au fost arestați susținând credința în înviere. Saduchei erau acea partidă de nobili, bogați, foarte influenți, care controlau națiunea colaborând cu Imperiul Roman. Și ei au eliminat tot ceea ce nu putea fi explicat de rațiunea umană. Și au spus, nu există miracole, nu există înviere, tot ce există se vede sub soare. Agnosticii moderni au străbunici, poate în acești saduchei. Petru și Ioan predică înviere. Și motivul pentru care s-a strâns acea mulțime a fost faptul că un om paralitic, a fost înviat, un miracol. Deși nu pot să stea în fața dovezii grăitoare că un om a fost vindecat, să aduc ei continuă să creadă în erezia lor. Pentru că o concepție pe care ți-o induci este atât de puternică încât ea nu poate fi clătinată de niciun argument la un moment dat. Tu crezi anumite lucruri împotriva rațiunii așa sunt saduchei, au în față un om înviat, au în față o învățătură plină de putere și în fața acestei învățături ei adună pe cei doi ucenici și găsesc vinovați că învață pe oameni despre învierea lui Isus Hristos. Dar biserica prosperă doar în opoziție. Știu că ne rugăm și Pavel ne învață în, unul în Timotei să ne rugăm să putem duce o viață pașnică, și liniștită cu toată Ivlavia. Însă, normalitatea este ca Biserica să fie persecutată. Nu sună bine asta pentru noi. Pentru că ne gândim că trebuie să ne construim o viață sigură, și noi, și copiii noștri, și nepoții noștri. Dar faptul că am avut 80 de ani pe aceste tărâmuri de libertate și de pace nu e altceva decât o excepție. De la regula că Biserica Domnului este întotdeauna prigonită. Chiar acum, în această zi, sunt oameni care își dau viața pentru credința în Isus Hristos. Nu în aceste teritorii, dar sunt locuri pe planetă unde, astăzi, mor oameni pentru Evanghelie. Pentru că această Evanghelie este urâtă de Spiritul Veacului de oameni oriunde se află, oricând, oricât de educați și de needucați, cu toții au ceva în comun. Vor să îl elimine pe Isus Hristos singura soluție. Ce este interesant este că acum când cei doi sunt arestați, doctorul Luca, cel care scrie faptele apostolilor, constată că o parte din cei care au auzit propăduirea au crezut în Iisus Hristos, și acum s-a format numărul de 5.000 de bărbați. 5.000 de bărbați înseamnă cel puțin ori trei, pentru că erau nevestele și copiii credincioși, care la câteva zile de la nașterea bisericii devin ucenici al lui Hristos. 5.000 de bărbați. E bine să numărăm credincioșii. Este biblic să numărăm pe cei care îl cunosc pe Hristos și ne rugăm ca și în biserica noastră să fie această minune a înmulțirii și această minune a credinței în Isus Hristos. Dragilor, știți că în biserică se vorbește despre Hristos și este gluma aceea foarte veche pe care o spun din nou despre copilul care la școala duminicală a primit întrebarea pe cine vezi în această imagine și învățătoarea a dat un epuraș. Și copilul a spus, în mod normal ar spune un epuraj, pentru că sunt la biserică, este Domnul Isus. Când vorbim de Domnul Isus, noi toți spunem Isus, sigur că știu cine este El. Dar oare așa este? Cu cât cunoaștem mai mult despre cine este El, ne dăm seama că Isus este fascinant, ne atrage în mod irezistibil, dar Isus este greu de suportat. Pentru că Isus cere totul, și Evanghelia înseamnă să luăm pe Iisus cel pe care noi în mod natural nu îl iubim. În mod natural noi îl urâm pe Iisus, suntem egoiști, concentrați pe noi înșine. Și știți ce? Chiar și noi, creștinii, încercăm să ne dezvoltăm un sistem al mântuirii personal. La tabla de engleză, că tot s a făcut referere la ea, am avut o discuție cu un adolescent de 15 ani și mi-a spus... Știu despre Isus, dar nu vreau să am de-a face cu el. Mi-a plăcut că este sincer ca un adolescent tipic. Pentru că Isus îmi strică viața. Eu am niște planuri, vreau să vină o persoană, să fiu o persoană extrem de importantă. Dar sunt convins că Isus nu vrea asta. Așa că eu vreau viața mea și Isus cu viața lui. Mi-a fost milă de el și m-a rugat ca Dumnezeu să-i dea deoparte această minciună despre cine este Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu și doar în cunoașterea Lui va fi o persoană importantă. A fost o articulare sinceră din partea unui adolescent, dar noi, adulții, cei care suntem de mult pe calea Domnului, știm să ambalăm acest adevăr atât de frumos încât, încât nu mai recunoaștem că de fapt nu-L vrem pe Isus, am avut nevoie de Isus acum 20-30 de ani la mântuire. În aceeași măsură am nevoie de Isus astăzi, acum. Pentru că mântuirea este un proces. Noi trebuie să credem în Isus, să ne hrănim cu El pentru mântuirea noastră în fiecare zi. Și, dragule, nu credința în tine însuți, nu credința în virtuțile tale, nu discipline spirituale, nu venitul la biserică, ci Isus Hristos este garantul mântuirii noastre. Slavă Lui pentru asta! Pentru că era seara, acești doi ucenici au fost puși în custodie, păstrați un pic la rece, probabil, pentru că făceau acest mare rău, era un pericol public, vorbeau despre Isus. Și a doua zi urmează procesul de peste 5. Ceea ce este interesant este că componența acestui tribunal este exact aceeași cu a tribunalului care l-a condamnat pe Isus. Exact aceeași compoziție. Același loc. Aceiași Ana și Caiafa și câte similitudini condamnați pentru niște argumente false și li se adresează o întrebare care conține în sine o dilemă falsă. Oricum ai fi răspuns, erai greșit. În numele cui ați făcut voi această minune? Dar este o mare diferență între cele două scene. În momentul procesului lui Isus, Petru, era la mică distanță, afară, și Petru avea o altă atitudine atunci. Nu-l cunosc pe cel care acum este în boxa acuzațiilor. Nu am nimic de a face cu el și ca să vă demonstreze asta, pot să înjur într-un mod autentic. Nu-l cunosc. Ioan era și el acolo prezent. De data aceasta, în schimb, în locul lui Iisus, sunt ucenicii. Ioan și Petru sunt exact în boxa acuzaților în care este Isus. Și în fața lor, în jurul lor, sunt Ana, Caiafa, mari preoți, rudele lor, Ioan, Alexandru și ceilalți oameni influenți ai timpului. Doi pescari, doi oameni needucați în fața elitei națiunii. Doi oameni care n-au avut parte de școala rabinilor, Doi oameni care nu știau ce înseamnă să argumentezi din punct de vedere iudaic anumite lucruri. Și iată care este apărarea lui Petru. Petru este în aceste momente total diferit de Petru de acum trei luni, când Domnul Isus a fost judecat în același loc și cu aceeași echipă de judecători. El are acum un mare avocat. Și acest avocat este Duhul Sfânt, plin de Duhul Sfânt. Petru știe să spună anumite lucruri. O mică paranteză, să ne uităm la care este apărarea lui Petru. Domnul Iisus a prezis aceste lucruri care se întâmplă acum. Le-a spus ucenicilor, veți fi iubiți de toți, așa le-a zis? Ce le-a zis Iisus? Veți fi urâți de toți, din pricina a ce? Din pricina numelui meu, veți fi dați la moarte, veți fi judecați, târâți în tribunale, dar atunci Iisus le spune, nu vă faceți griji ce veți spune, pentru că atunci eu vă voi spune ce trebuie să rostiți. Și iată aceste cuvinte întâmplându-se. Petru, plin de Duhul Sfânt, se ridică în fața lor și începe să-și construiască apărarea. În primul rând, Petru spune, suntem aici adunați pentru că avem o, am făcut o crimă, crimă de a fi ajutat un om în nevoie. Este un argument care îi lasă pe ceilalți fără contraargument. Exact acel lucru a făcut și Isus. Prima dată Isus a fost judecat, condamnat, pentru că a vindecat un om cu mâna uscată. Și se spune în Marcu capitolul 3 că în timp ce iudeii se uitau la Isus într-un mod condamnator, Isus și-a rotit privire cu mânia asupra lor. Ucenicii trebuie să repete ceea ce a făcut Mântuitorul. Oare când o să ne vină rândul și nouă? În al doilea rând, Petru își construiește apărarea spunând că în numele lui Isus a fost făcută această minune. Vă dați seama ce a constat acest argument pentru un tribunal care cu trei luni în urmă s-au adunat în toată seriozitatea lor și după toate rigorile lor să condamne la moarte pe cineva care acum este viu. Un argument care a fost năucitor pentru cei din audiență. În numele Lui Iisus se face această vindecare. Dacă vreți să știți cu adevărat cine este vinovatul moral al vindecării acestui olog, acel vinovat este Isus, pe care voi l-ați răstignit. Trebuie să ai curaj ca din ipostază de vinovat în fața acestui sinedriu să întorci lucrurile și tu să fii cel care emană sentințe în fața acestei adunări. Și dintr-o dată puterea Duhului Sfânt face ca tribunalul să schimbe rolurile. Și nu mai sunt uh, Ana și Caiafa și preoții și Zaduchei cei care rostesc sentințe acuzatoare, ci Petru și Ioan sunt cei care proclamă adevărul și vinovații sunt cei care trebuia să enunțe judecăți. Voi l-ați răstignit pe Hristos. Spuneți-mi ce este aici cât puterea Duhului Sfânt. Un om, niște oameni plini de Duhul Sfânt, au curajul să se uite la ceilalți și să spună tu și cu mine l-am omorât pe Domnul. Voi l-ați răstignit pe Domnul. El este Mesia, iar operațiunea voastră a fost exact un eșec răsunător, pentru că n-ați putut să-l ucideți. În al treilea rând, ați ucis un om inocent. Voi sunteți vinovați de sângele nevinovat al lui Isus Hristos, mielul fără cusur. Dacă a fost cineva care a trăit o viață perfectă, acela a fost Isus Hristos. Și voi, oamenii care acum ne condonați pe noi că am omorât, că am, că am predicat în numele lui Isus, voi sunteți vinovați că ați omorât un om nevinovat, inocent, singura persoană de pe pământ care a trăit fără niciun păcat. Și în ultimul rând, apărarea lui Petru spune că n-a scăpat de el, pentru că Dumnezeu l-a înviat. Și pentru că l-a înviat, a devenit singurul mântuitor. Și iată cum Petru transformă această circumstanță a suferinței într-o tribună pentru a predica Evanghelia. Urmează apoi referința la Psalmul 118, 22. Piatra pe care ați lepădat-o voi, zidarii, a fost recuperată de Dumnezeu. Se spune că atunci când a fost construit templul din Ierusalim, ceoprirea pietrelor nu a avut loc în Ierusalim, ci undeva în munți, de unde a fost scoasă marmură. Și meșterii au lucrat cu atâta finețe încât pietrele s-au construit în templu fără niciun pic de ciment mortar și între cele două cărămiți care se puneau una peste alta, nu încăpea nici măcar o lamă de cuțit. Cu atât de precizie a fost făcute. Și meșterii trimiteau pe rând pietre în Ierusalim pentru construcție și se zice că dintr-o dată a apărut o piatră atipică. O piatră care nu se potrivea. Și atunci au zis inginerii timpului, probabil că este o eroare, să aruncăm această piatră. Și au ajuns în final când lipsea piatra care trebuia să întregească templul și să-i dea rezistență. Și nu au găsit-o. S-au dus la inginerii din pădure și au spus, ați făcut o eroare. Lipsește piatra care să întregească clădirea, să-i dea forță. Și au spus, v-am trimis-o de mult, căutați-o. S-au întors și aruncată, nebăgat în seamă, era piatra pe care au recuperat-o și au pus-o în templu. Și acel templu a fost complet. Și Petru, prin influența Duhului Sfânt, interpretează acest verset. Voi sunteți zidarii care ați luat această piatră, ați aruncat-o. Voi ați încercat să-L adăugați pe Iisus la religia voastră și n-ați putut. La niciun sistem religios Iisus nu poate fi atașat. M-ați auzit bine? Hristos este unic, El nu poate fi atașat la credințele mele, ci El reprezintă credințele mele. Hristos este religia mea. Nu pot să-L iau pe Hristos și să îl pun ca abțipilt, ca artificiu, astfel încât pe lângă tot ce cred eu, să mai cred și în Isus Hristos. Pentru că nu se poate asta. Hristos nu trebuie potrivit unui sistem, ci noi trebuie să ne potrivim sistemele după Hristos. El este piatra din capul unghiului, slavă lui. În nimeni altul nu este mântuire, spune aici Petru. Creștinismul este o religie exclusivistă, în nimeni altul nu este mântuire. Dar Petru spune asta după ce în ziua 50 îmi spune că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, inclusivism. Oricine cheamă numele Domnului este mântuit. În nimeni nu este mântuire decât în Isus Hristos. Isus este superior oricui. Islamul îl consideră pe Isus un profet precum Mahomed. Este greșit să te închini lui Isus, să îl adori pe Isus. Islamul respinge ideea trinității regăsită în creștinism. În New Age, Dumnezeu s-a revelat pe sine însuși și Isus este unul dintre Dumnezei precum a fost Buddha sau Krishna. Isus este unul dintre mulții avatari care poartă chipul lui Dumnezeu în această lume. Este greșit să crezi că Isus este singurul Dumnezeu. În yoga, Isus este unul dintre ceacrele care te ajută să ajungi la divinitate, la starea de plutire absolută, la starea de mântuire. Isus, alături de alții, reprezintă o etapă în devenirea ta. Este o organizație care pare că are sediu și aici în orașul nostru, Raza Vindecătoare a lui Isus din Nazaret. Isus este o energie autovindecătoare. Isus din Nazaret dă vindecare. Și acest sistem religios este valabil oricui, nu contează în ce crezi. Isus din Nazaret te vindecă. nimic mai fals decât asta. Filosofia l-a distrus pe Hristos. Friedrich Nietzsche, este cel care articulează gândirea modernă și printre altele spune că dacă Dumnezeu este omniscient și atot iubitor, cum ar fi putut să-L ucidă pe Fiul Său? Sacrificiul pentru vină este ceva incompatibil cu natura lui Dumnezeu și spune el cât păgânism înfiorător în Hristos. Și mai târziu scrie un articol care devine celebru, Dumnezeu este mort. De fapt, nici constată că Europa l-a ucis pe Hristos. Și acum asistăm la o lume fără Hristos. Cântărețul britanic Elton John crede că Isus a fost un homosexual, un extrem de inteligent și plin de compasiune. Dan Brown a scris Codul Da Vinci și asemenea unui romancier de science fiction nu stă să explice publicului neavizat că este o informație pusă după imaginația lui și ia frânturi de adevăr pe care le leagă între ele cu fantezia lui. Și Isus în acest roman și în acest film care a fost făcut după roman este găsătorit cu Maria Magdalena. Și publicul larg începe să aibă îndoieli. Martorul lui Iehova spun că Isus nu este atât puternic. Isus nu merită închinarea noastră. Iată doar câteva concepții ar putea să spun că sunt unii care zic, dacă vin la biserică, trebuie să fiu mântuit. Dacă odată m-am botezat, trebuie să fiu mântuit. Iisus nu este sistemul meu religios, Iisus este mai mare decât cine sunt eu. El este piatra din capul unghiului, de la El și doar prin El începe ecuația mântuirii fiecărui om de sub soare. Petru este plin de Duhul Sfânt și în acest moment de suferință personală, el apără onoarea lui Iisus Hristos. Pentru Petru, un om plin de Duhul Sfânt, procesul a fost o tribună de predicare a Evangheliei. Un om plin de pasiune pentru Hristos folosește orice ocazie, orice circunstanță, astfel încât mesajul Evangheliei să fie auzit de Hristos, slavă Lui. Și el vrea ca tu și cu mine să facem același lucru. Suferințele noastre sunt niște tribune pe care Dumnezeu ni le dă ca de acolo să se audă mesajul speranței că există un singur mântuitor între Dumnezeu și oameni, Iisus Hristos. În nimeni altul nu este mântuire, este un singur nume dat în care trebuie să fim mântuiți. Acest nume este numele lui Iisus Hristos. Petru este mai preocupat de salvarea lor decât de siguranța proprie este mai preocupat de mântuirea acestor oameni fără Hristos decât protecția personală. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Ce argumente puternice! Mă întreb oare cum au putut rezista Ana, Caiafa, preoții, acei oameni care s-au adunat să-i condamne pe Petru și Ioan pentru un bine făcut, cum au putut să stea? Pe lângă argumentele lor este și cel vindecat care întrupează Evanghelia. Ce poți să spui? Îl știu de când era mic. Are peste 40 de ani, din prima zi, mama l-a lăsat acolo să cerșească. Și acum, iată, lângă Hristos, iată, lângă Petru și lângă Ioan, ce poți să mai spui? În fața acestei revelații, preoții, acest tribunal, cer pauză de consultări. În loc să spună, veniți încoace, cine a fost Isus, vrem să-l cunoaștem, vrem să fim mântuiți, ei spun, nu, 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 e prea mult, ieșiți afară. Și urmează consultări. Și se pun de acord că nu pot elimina cauza. Prezența lui Hristos, vindecarea acestui olog, și vor să le ceară doar opriți-vă, vă amenințăm dacă mai vorbiți în numele lui Isus, să aveți probleme cu noi, și apoi cam asta e tot ce pot să facă, să-i hărțuiască. Nu au putut, n-au putut veni cu trupul lui Hristos, care trebuia să fi fost foarte aproape de Templu. În puțin timp, oamenilor puteau să vină cu trupul lui Hristos și spună: Uite cine este Hristos, este mort. Nu au putut să facă nimic cu viața transformată a lui Petru. Cu siguranță că și-au adus aminte de acel trădător din echipa lui Isus. Petru, cu trei luni în urmă, Petru se lepăta de Hristos. Astăzi, plin de Duhul Sfânt, este în fața aceluiași tribunal și îi depune mărturie că Isus a înviat. Și acolo este logul vindecat. Oamenii vor respinge Evangheliile scrise în cartea aceasta. Vor respinge Evanghelile după Matei, Marcu, Luca și Ioan. Dar mai este Evanghelie. Știți care este Evanghelia aceea? Eu și cu tine. Noi suntem Evanghelii scrise. Și oamenii vor respinge cuvântul, vor spune, Biblia e o carte învechită, chiar trebuie să adăugăm niște nuanțe, dar nu ar trebui interpretată chiar așa. Însă când vor vedea viața ta transformată, mai ales dacă te-au cunoscut înainte și te cunoști acum, vor rămâne fără argumente. Tot ce vor putea să facă este să tragă de timp, să nu accepte revelația lui Isus Hristos și să se pocăiască. Asta au făcut și ei atunci cu Domnul nostru Isus, cu Domnul Isus și astăzi cu Petru și cu Ioan. Apoi sunt invitat și Petru cere apel la un tribunal superior. Orice inculpat avea acest drept să ceară un alt complet de judecată, superior celui care a judecat. Judecați voi, Spune Petru. Dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Tu despre ce poți să vorbești. Petru spune, nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Tu despre ce ești gata să depui mărturie. Care sunt lucrurile pe care le-ai văzut și le-ai auzit? Un lucru interesant în acest pasaj este că au priceput că fusese cu Iisus. S-au uitat la ei, oamenii aceia erudiți, învățați, influenți. I-au măsurat din ochi și au spus, sunt neciopliți, neînvățați, cu siguranță că au fost cu Iisus. Ce mărturie frumoasă! ca oamenii să uite la tine și să spună, îl cunosc. Se cunoaște că a fost cu Iisus. Pentru că aminte că eram în mol și în fața mea, la ghișe, era un domn pe care nu-l cunoșteam. Și când a terminat de comunicat cu vânzătoarea, m-am întors spre el și am zis, am o întrebare. Fața dumneavoastră este foarte liniștită, radiați. Sunteți creștini, așa este? Și a spus, slavă Domnului, da, sunt creștin. Și asta a fost singura interacțiune cu el. Pe omul care este cu Isus, îl cunoști după față. Fața exprimă interiorul. Pe omul care a fost cu Isus, îl cunoști după cum merge. Când deschide gura, deja știi ce a citit. Când îți despre imaginația lui, omul care a fost cu Isus este distinct de ceilalți oameni. Și acest proces se încheie cu o hărțuială verbală, un avertizment verbal. Plecați de aici, că dacă vă prindem, o să o pățiți mai rău. Pentru că ce pot să le facă? Nu aveau nici un motiv să le facă rău. Și Petru și Ioan merg la ei lor. A treia parte este rugăciunea. S-au dus la ei lor. ce îmi place expresia asta. S-au dus la ei lor. Tu la cine mergi atunci când ai o persecuție sau o suferință. Care sunt oamenii la care te duci atunci când vrei să vorbești cu cineva? Ce trist este că mulți creștini nu au la cine să se ducă pentru că nu vor să se ducă. Aleg să-și trăiască dramele într-un mod individual, și Biblia este plină de expresii precum unii pe alții. Noi avem nevoie de comunitate. Petru și Ioan s-au dus la ei lor. Le-au povestit tot ce s-a întâmplat. Și care a fost lucrul pe care l-au făcut ceilalți ucenici? Au făcut un protest la templul din Ierusalim. Au semnat o petiție. S-au dus în piața victoriei. S-au rugat. Și este o rugăciune care trebuie să ne inspire și pe noi la a ne ruga în acest fel. Primul lucru pe care l-au spus în rugăciune a fost despre Dumnezeu. Imaginea lui Dumnezeu. Doamne, tu ești Dumnezeul cerului, al pământului și al mării, Întrebare. Mă auziți? Am o întrebare. De ce începe această rugăciune a unei biserici persecutate cu Doamne, Tu ești Dumnezeul cerului și al pământului? Să aibă de a face cu un limbaj religios? Nici de cum. Atunci când ne rugăm, trebuie să știm cui ne adresăm. Trebuie să știm care este perspectiva pe care o avem când ne rugăm. Oricât de grea ți inima, oricât de grea e durerea, oricât de cruntă este persecuția, începe cu o pauză în care să te gândești la cine este Dumnezeu. Face bine sufletului să știi că El este Dumnezeul naturii, Dumnezeul creator, Dumnezeu care le ține pe toate în mâna Lui. Și apoi urmează două cerințe. Probabil că eu m-aș fi rugat, Doamne, fără pe Ana să se împiedice pe scări, și pe Caiafa să cadă peste el. În numele lui Isus m-a rugat Amin. Și ei se roagă altfel. Doamne, dă ne curaj să predicăm mai departe Evanghelia. Pe cum adică, dar nu sunteți persecutați, nu sunteți amenințați cu pușcăria, cu moartea. În acest context, predicarea este mai importantă decât siguranța personală. Când boala mea mă oprește mai mult decât dorința de a vesti Evanghelia. Înseamnă că nu sunt plin de Duhul Sfânt. Când circumstanțele sunt mai importante decât mandatul de a-L vesti pe Hristos, nu sunt plin de Duhul Sfânt. Pe dos spus, atunci când ești plin de Duhul Sfânt, Motivul principal al rugăciunii este, Doamne, dăm curaj să vorbesc despre Hristos în acest spital în care mă aflu, în această suferință, în acest dezastru în care sunt, vreau să am curaj să vorbesc despre Isus Hristos. Și apoi, se roagă pentru semne și minuni care să atragă atenția, ca să adună oamenii, pentru că oamenii sunt însetați de senzațional, dar nu pentru a vorbi despre ei, ci ca prin aceste minuni, Evanghelia să fie proclamată. Și care este impactul acestei rugăciuni? 31. Dumnezeu vine la întâlnire. Dumnezeu este prezent acolo. Dumnezeu s-a manifestat și un lucru vizibil, simțit de ea, a fost că Pământul, locul acela s-a cutremurat. Dumnezeu era la adunarea de rugăciune. În această seară ne strângem să ne rugăm, să cântăm și să ne rugăm pentru familie în mod special și noi credem că Dumnezeu va fi prezent cu noi în acest loc, pentru că El își onorează biserica și El este atunci când ne adunăm să ne rugăm în numele Lui. Și apoi se mai întâmplă ceva. Are loc o nouă revărsare a Duhului Sfânt. Este o nouă împutănicire pentru ca Evanghelia să fie proclamată. Doamne, mulțumim pentru această împotrivire a oamenilor religioși, pentru că ea face ca Evanghelia să fie vestită cu mai multă putere. Evanghelia nu are o preliști. Duhul Sfânt este turnat peste cei care sunt gata să meargă mai departe, să vestească Evanghelia unei lumi care are nevoie de speranță.